Producătorii de mașini se pregătesc pentru un viitor electric, fie că vor sau nu. Planul Uniunii Europene de eliminare a poluării traficului până în 2050 este un ultimatum pentru industria auto, iar pentru țări precum România, Cehia sau Ungaria se anunță o transformare majoră a producției. Mai multe detalii despre asta aflăm acum de la colegul meu, Felix Damian, editor corespondent al FNews. Salut, Felix! Este tot mai clar că mașinile pe care le vom conduce în viitor vor fi electrice. Dar cât de ușor vom face această tranziție de la motoarele cu ardere internă? Ce spun experții? Un viitor fără emisii de dioxid de carbon pare de neevitat, Ana, presupune practic eliminarea mașinilor diesel pe benzină sau hibrid, iar asta va duce cu siguranță la o schimbare totală a producției auto. O analiză realizată de Politico scoate la iveală diferențele dintre economiile bogate și țările în care sute de mii de oameni trăiesc și muncesc în acest domeniu. Experții cred că vor fi mai puține locuri de muncă în industria auto, iar prețurile mașinilor electrice continuă să fie mai puțin atractive. De aceea, multe guverne apelează la vouchere și subvenții ca să stimuleze piața verde a mașinilor. Cât de sigură va fi această politică verde în următorii ani? Intenția este foarte clară. Planul Comisiei Europene de a elimina poluarea produsă de motoarele cu ardere internă trebuie trecut prin Parlament, iar pozițiile sunt divergente deocamdată cu privire la reformarea sectorului și implicit a economiei europene. Dar este cât se poate de sigur că nu mai există marșarier în această privință. Atât Uniunea Europeană cât și SUA au apăsat pedala de accelerație către o economie verde mișcată de autovehicule electrice. Președintele Joe Biden a spus recent că bateriile sunt viitorul industriei auto din SUA și a trasat deja strategia pentru ca în 2020 mașinile electrice să ajungă la 50% din vânzări. Felix, dar la ce nivel sunt vânzările actuale de mașini electrice? Pentru că discutam mai înainte și despre prețuri, îmi spuneai că sunt mai piperate. Nu sunt majoritare pe piață. Agenția Wood Mackenzie apreciază la 7% proporția mașinilor electrice pe piața mondială, cu multe vânzări concentrate în țările europene bogate și în China. Nu este o cifră majoră deocamdată, dar s-a văzut că, în ciuda pandemiei care a redus înmatriculările auto în general, vânzările de mașini electrice reprezintă deja un trend ascendent.